cele mai frumoase emoții, astăzi mergem să felicităm pe Vadim și Victoria din partea prietenei Cătălina, care a hotărât să-i surprindă chiar la nunta lor, iar noi mergem să vedem reacția și emoțiile. Și bine v-am găsit la cel mai frumos eveniment pe care astăzi se petrece aici. Am venit cu drag să vă spunem că cineva cu drag să vă surprindă la acest eveniment, să vă spui că sunteți cei mai scumpi. Și să știți că acest buchet este pentru dumneavoastră, regina acestei seri, sunteți astăzi. Este cu mare drag de la cineva care vă iubește, vă rog mult. Să-mi spuneți pe dumneavoastră. Ideea. Să știți că eu sunt sigur că aveți foarte mulți oameni dragi care astăzi nu au putut să vie la acest eveniment, dar ca să nu vă ducem în suspans, o să vă dau citire unui mesaj care este destinat pentru dumneavoastră. Dragii noștri, vă felicităm cu ziua nunții și pentru voi, prieteni, vrem să vă urăm cea mai fericită, cea mai frumoasă, minunată și prosperă viață de familie. Să reușiți întotdeauna să vă înțelegeți, să aveți mereu timp pentru bucurie și distracție, iar dragostea voastră să devină din ce în ce mai puternică de-a lungul anilor. Cu drag, prietena Cătălina care vă iubește. De la prietena Cătălina, care vă iubește foarte mult și astăzi nu am putut să vii, dar ne-a trimis pe noi să vă spunem și să vă aducem acest buchet. Iar dumneavoastră o să lăsați în schimb acolo prietenii. Cătălina, mulțumesc mult, știi cum o spărat noi. Chiar te-am așteptat și nu am gândit că noi să pot să vii. Mulțumesc mult, îți mulțumim foarte mult. Așa. Vă urăm casă de piatră, să aveți un drum frumos și verde, să vă stimați, să vă iubiți. Să știți că chiar dacă nu puteți să vii la acest eveniment frumos, ne-a trimis pe noi să vă aducem aceste flori și să vă spunem că vă iubește. Casă de piatră și seara frumoasă. Cu mare drag.